Bărbatul de 27 de ani care a fugit de la centrul de triere COVID-19 a fost găsit astăzi de polițiști pe strada Paris din capitală. Informația a fost confirmată de șeful adjunct al Poliției Capitalei, Alexei Grosu. Potrivit lui Grosu, bărbatul era domiciliat în Ialoveni, însă nu locuia acolo. Bărbatul a fost transportat din nou la centrul de triere pentru a-i fi prelevate probele la COVID-19. Pe cazul dat este pornită o cauză contravențională. Amintim că tânărul a evadat din centrul de triere în data de 17 aprilie. Anterior, mai mulți pacienți diagnosticați sau suspectați că ar fi bolnavi de COVID-19 au fugit din câteva spitale din țară.